Specialiștii recomandă evitarea grăsimilor de origine animală sau măcar diminuarea consumului pentru că au un motiv serios. Sărurile biliare care se produc în exces, odată cu ingerarea acestor alimente, cresc riscul de cancer de colon. Pe de altă parte, dacă asociați grăsimile animale cu un consum regulat de bere, creșteți riscul de a acumula în colon substanțe toxice. Bila este lichidul secretat în mod continuu de către ficat. Este liberată de veziculă atunci când consumați grăsimi. Altfel, se păstrează sub formă de depozit. Existența acestui organ presupune o compatibilitate de consum cu respectiva categorie de alimente, iar medicii insistă pe alegerea unor cantități mici. Grăsimea din carne e mai greu de digerat la persoanele care au probleme digestive, care au ținut post, care au o bilă mai leneșă. O felie de carne la fiecare masă, spre exemplu, supune acest organ la o muncă pentru care nu a fost proiectat. Descarcă în intestine cantități mari de acizi și săruri biliare.